Salut tuturor, sunt GeoStyle și bine v-am regăsit la un videoclip informativ. Știți că v-am spus eu mai de mult că o să eu cu Adi100 o să ne deschidem un server de Minecraft și astăzi tocmai am dat drumul, avem survival pe server și oitrcăm. Oitrcă este în versiune beta deoarece îți cade hunger-ul în arenă și poți să iei fall damage și căutăm ceva ca să rezolvăm, dar până atunci lăsăm așa. Ăsta este spawnul de survival, un spawn făcut de către echipa Team Nexus, format din Mr. Flippy, Gatlar, Vlad the Wonder și Coconuts. Un spawn chiar foarte tare. Este un spawn modern, deoarece medieval cred că s-a plictisit toată lumea să tot vadă spawn medieval în shit, așa că am să lăsăm cum e acum. Modern, arată chiar foarte, foarte fain și mie sincer îmi place. Și aici vedem toate warp-urile, warp info, ne va duce la warp informații normal. Informații, pe cum puteți vedea, stânga, dreapta, să urcăm pe scări. Aici scrie foarte frumos power, așa se numește serverul. Și informații legate de host, de comunitate și donațiile, helper, VIP, moderator și admin. VIP-ul are un kit VIP care are niște mici bonusuri acolo, deci da, cam asta diferența între VIP și helper, iar de la helper se poate lua up la moderator. Mă rog, ați înțeles voi cum stă treaba. Bun, hai să prezentăm warp-urile. Warp jail, aici se ajunge dacă încălcați regulamentul sau jucați cu hack-uri, deși la hack cred că o să dăm ban direct, dar dacă încălcați alte regulamente, abuzați de bug-uri sau alte prostii, veți ajunge la jail, nu știu care va fi timpul, depinde de cât de grav e ce ați făcut. Un jail chiar foarte fain și dacă vă place, nu, puteți acomoda în jail-ul ăsta. Totul arată prea fain pe aici, prea modern pentru noi. No, bun, oar PvP. Aici o arenă de PvP, logic. Bineînțeles, toate construcțiile sunt făcute de Team Nexus. Aveți și un mesaj automat care o să apară aici despre ei și contact. No, și aici PvP, nu? Aici în arenă, ați intrat aici, ați belit-o, adică sunteți în PvP și cred că puteți să scăpați dacă faceți parkour pe aici. Dar nu sunt sigur încă, nu sunt eu sigur că n-am testat. Oh, nebunule. Așa, se pune el pe gâmă sau gad. No, bun. Ăsta e doar PvP-ul. Eu zic că e o arenă chiar foarte bună pentru că dacă vrei să te întorci, e ceva mai greu și nu puteți să dați nici cu Ender Pearl ca să ajungeți înapoi, pentru că na, sunt deștept și știu să pun regiuni. Mama, am învățat, ce bun sunt. Ok, Warp shop-ul mai avem foarte puțin ca să-l terminăm, dar esențialul am cam făcut la warp shop. Pe partea stângă cumpărați, pe partea dreaptă vindeți itemele, la fel și aici. Iar aici mai trebuie să punem prețurile la mâncare, pentru că mâncare. Oricum aveți un kit starter când intrați pe server, așa, care vă dă unelte de piatră și 16 bucăți de cooked pork chop, iar gradul de VIP are acest kit, dar cred că o să scoatem Save Diamond pentru că e mai OP, iar serverul este pe hard și nu știu dacă o să mai lăsăm sabia asta. Și ca să vă cumpărați o protecție, primiți la încep, mă rog, eu am mulți bani ca să pot face shop-ul ăsta, o să primiți 5.000 și vă puteți cumpăra o protecție de diamond și vă mai rămân câțiva bani pe acolo să-i cheltui, să-i dați pe femei, ce? Nu, ok. Hai să vedem ce mai avem noi pe aici. Warp a mers, spawn, bineînțeles, vă spawnează aici în minunatul nostru spawn și warp oitâcâm. Vă spunează aici de unde puteți vedea toată mapa. Și ca să intrați în arenă, trebuie să dați clear dreapta pe acest semn. Și dacă vreți să ieșiți, dați o itâcă live. Dar noi acum hai să jucăm un pic așa, să vedeți cam cum este jocul. La 6 player va porni și la 20 de kill-uri se va termina meciul. Și o să vedeți de ce am spus eu că este în versiune beta. O să vedeți că se poate lua fall damage și scade hunger-ul, dar eu zic că nu este o problemă prea mare cu scăzutul hunger-ului, că o să mor până la urmă și se va reseta totul. Dar vom vedea. Mai. Nu zice că deja sunt în arenă. Nu, hai că începe, vede starting. Și să vedeți cam cum este. Eu zic că este chiar foarte fain, deși este într-o versiune beta.
Și nu o să lăsăm doar atât pe server, o să băgăm și parkour, nu știu, în 2-3 zile cred că maxim o să băgăm și parkour și tot la fel o să băgăm și un lobby, ca să nu vă dea mereu la spawn. După ce se spunează cineva aici pe White, cred trebuie să așteptați câteva secunde, Radii vestești pe Vanish sau ceva. No. Tot ești pe Vanish. Așa. Gata. Trebuie să așteptați câteva secunde ca să puteți să dea în el, la fel și persoana respectivă trebuie să aștepte câteva secunde să dea în voi. Eu zic că este mai ok așa, ca să nu se facă spawn kill-uri. Și da. Uite, stați să vă arăt faza cu fall damage. Mă rog, nu prea aveți pe unde să vă luați fall damage, numai dacă vă aruncați așa, YOLO. Adică, mă rog, ați prins voi ideea și scade hunger-ul. Mamă, ce l-am arătat aici pe Adi. Mamă, i-am dat. Bă, eu sunt pe God. Ups, eram pe God. Și ziceam de Adi, ce nu sunt. What the fuck? No, bun, hai. Uitați, dacă se aruncă de acolo, normal că o să ia fall damage dacă se aruncă după munții de ăștia, dar mort, rect, easy. Nu bun. Și pe lângă parcurs, nu știu ce o să mai adăugăm, o să lăsăm la propunerile voastre. Nu știu, Sky PvP am încercat, dar de fiecare dată când muriți, vă dă în spawnul de survival și este plictisitor de fiecare dată când muriți să dați warp Sky PvP și vom vedea ce o să băgăm. Posibil să băgăm unul versus unul sau nu știu, o să vedem noi. Momentan lăsăm ce avem acum și eventual o să băgăm și parkour. Serverul, mă rog, aveți și mesaj automat, dar să vă spun eu, serverul lează pe un procesor Intercore i7, foarte bun, cu 3 GB RAM și chiar e ok și are 70 de sloturi, deschis non-stop serverul, bineînțeles. IP-ul aveți în descriere și da, să precizez că multă lume o să mă întrebe, este non-premium serverul? Da, este non-premium serverul. Că poate intra cine vrea pe server și vă aștept un număr cât mai mare. Vara, ups, aveam fly, what the fuck. Uitați, vedeți, nici eu n-am putut Daniel, dar nici el în mine pentru că era perioada aia. Și ăsta cu scăzutul hunger-ului nu este un mare deranj pentru că nu te împiedică din alergat sau prostii de astea, doar că nu te mai regenerezi după ce scade de un copanel de la, da. Cum mori? Nu, am dat în asta. Cum mori se face full hunger-ul și nu zic eu că este o mare problemă. Mamă, ce rate i-am dat. Iar donațiile se fac doar prin Paysafe. Și la mine și la Adin aveți un contact, aveți, ne puteți contacta pe Stripe, mă rog, aveți tot la fel un mesaj automat, uitați, scrie aici. Donațiile se fac la adresa de Stripe, așa, prin Paysafe Card. Deci, da, nu cred că trebuie să întrețineți și noi cumva serverul, păi da, nu? Cine a câștigat? Bine, boss! Din prima, ăla-i. No, bun, și să vă dau un mic spoiler, așa, cam cum arată și lobby-ul. Ăsta e doar începutul de lobby. Eu zic că arată chiar foarte fain. Băieții lucrează aici la lobby să-l termine, să-l facă cât mai frumos. Deci aici stai pe ne gândim dacă o să băgăm sau nu. Și mă văd pe parcurs, mă rog, aici de-abia a început și cam așa e de început asta. De-abia ce am început să lucreze la parcurs. Ai statistici cu jucători online. Momentan suntem 11 și nici n-am făcut un anunț ceva, dar sperăm să fim un număr cât mai mare și no, să ne ajutați cu o donație ca să întreținem serverul și cine știe să adăugăm mult mai multe minigame-uri. Că așa e mult mai fain și cred că Adi a ieșit din confă, nu? Da, a ieșit. What the fuck? Oh, deci, da. Cam asta este serverul, sper că vă place și vă aștept și pe voi pe server, v-am spus. IP-ul în descriere și peste tot, în sfârșit, propriul server, deci vă aștept un număr cât mai mare și vom vedea cine știe dacă se strâng mulți playeri, vom face și un event, ceva. Nu sunt sigur, iar mâine cred că voi face și un livestream pe server. Deci, mai spun încă o dată, vă aștept pe toți pe server, dar să nu uităm și de serverul Legend, care ne este server partner și care ne-a ajutat cu multe lucruri. Nu uita și de server, acel server, dar nu v-am spus, vă aștept aici pe server și nu uitați de like, share, subscribe. Până data viitoare am fost GeoStyle
și voi fi în continuare. Vă salut pe toți. Muhaha!